dimineața, s-a trezit dulceața și merge la Mega. Dimineața aceasta începe din lift. Mergem la Mega să facem câteva cumpărături pentru micul dejun. Am fost și la Mega, n-am cumpărat prea multe, o să vă arăt. Ce vreau să vă zic este că e așa frumos afară, de nici nu zici că vine Crăciunul, zici că vine primăvara, adică eu, pentru că sunt născută primăvara, da? Ce am luat? Am luat pâine, roșii, energizant, nu faceți ca mine, dar efectiv simt că dorm pe mine. Fasole bătută, niște telemea de vacă și un castravete din acesta pentru micul dejun. Vom face vestita noastră omletă. Mi s-au stricat clementinele. Deci n-am apucat să le mănânc, că s-au stricat. Superb, ce pot să zic. Floricelele noastre sunt în regulă. Bună dimineața! Trebuie să schimbăm și astăzi apa, ca să reziste mai mult. Am terminat și de editat, acum vreau să-mi fac un machiaj rapid, nu știu dacă o să intru live, cred că mai degrabă fac niște story-uri pe Instagram în care să vă mai arăt așa produsele. Ne îmbrăcăm. One hour later. Gata, prințesa! S-a aranjat prințesa. Astăzi port acest body superb de pe Luxy Babes. M-am machiat pe repede înainte, v-am arătat și ce produse am folosit pe story. Mergem la ziua Alexandrei, mâine este ziua ei, dar și-o ține în seara asta și i-am pregătit și un mic cadou. După vom merge puțin prin geam, o să vedem dacă găsim ceva decorațiuni. Până la urmă ne-am hotărât să facem bradul alb, cu totul. Aș vrea să găsesc ceva chestii mai mari, să se vadă mai bine și cam atât momentan. După mai vedem. Ne învârtim de jumătate de oră, nu există loc de parcare la Jumbo, e full și noi am zis hai să venim când aproape se închide, că poate nu mai e lume. Dar e full, efectiv, e full. Și ne învârtim de jumătate de oră, aici. În sfârșit am găsit, wow, după jumătate de oră, efectiv. Cred că la 8 închide astăzi, că este duminică. Sunt curioasă dacă găsesc ceva sau nu. Chiar sunt curioasă. Plouă de rupe, zici că vine toamna, nu zici că vine iarna, nu zici că iarna de fapt. În loc să ningă, plouă. Thank you.
Am ajuns și noi acasă într-un sfârșit, plouă, derupe, n-am văzut așa ceva. Zici că vine toamna, dar în niciun caz nu zici că e iarnă. În loc să ningă, să fie frumos, plouă, derupe, efectiv. Să nu mai zic cât m-am supărat. M-am supărat extraordinar de tare și vă zic și de ce. Pentru că în Jumbo când am ajuns, în afară de faptul că am stat după parcare 500.000 de ani, era aproape gol tot magazinul. Nu înțeleg cum e posibil. Lumea cred că a cumpărat globuri din octombrie, că altfel nu-mi explic. Suntem în data de... În cât suntem astăzi? Suntem în data de 11 decembrie și magazinul avea rafturile goale. Șocant. Dar, totuși, am mai găsit câte ceva. La un moment dat voiam să nu mai fac bradul alb pentru că n-am găsit ornamente albe mai deloc. Erau rafturile goale. În schimb, erau roșii cât în lună și în stele. Roșii ca unghiile mele, o groază. În fine. Aceasta este punga noastră. Sunteți curioși, curioase? O să las punga așa și o să tot scot. Avem instalație cu lumină rece. Pentru că data trecută mi-am luat foarte mare țeapă, așa că acum am tot umblat și m-am uitat spre să scrie pe ea instalație, 240 de becuri, LED, alb, rece. E alb cald și colorat. Mă rog, are câți metri? Vă spun imediat. 10 metri oare? Acolo scria 12 jumătate cu tot cu cablul ăla bănuiesc. Dar în fine, luminițele toate au aproape 10 metri. Cred că ne ajunge. Cred că e suficient. Așa. Next. E foarte cute. Avem o rochiță. Pentru că avem o prințesică în familie. Cu niște corneluțe, auzi? Cu niște coarne foarte, foarte drăguțe de ren. Și arată cam așa. Este o rochiță din pânză, în talie are elastic și chiar e foarte, foarte cute. Deci eu până o să fiu mamă, cred că o să fie nebunie curată, cred că ar trebui să fug de Pepco, Jumbo și toate cele. Chiar erau foarte, foarte multe jucării. Efectiv ziceai că e braiul copiilor, nu altceva. Chiar erau foarte, foarte multe jucării în Jumbo. Mai puține ornamente și mai multe jucării. Tot felul de mașinuțe, elicoptere, păpuși. Păpuși pe cai, păpuși pe elicoptere, păpuși în piscină, păpuși cu dressing, păpuși cu Porsche, păpuși cu Ferrari, cu Lamborghini, cu mamă, mamă ce era acolo, nebunie, cățeluși, care mai de care. Toate nebuniile, efectiv. Nu știu, nu-mi dau seama dacă s-a schimbat lumina pe cameră, sper că nu. Deci mai avem încă un set, se numește Magicool și are accesorii pentru păr, cleștișori și elastice. Și îmi place tare, tare mult cum vine ambalat. Probabil în această gentuță o să-i pună mama ei toate agrafele și toate chestiile pentru păr ca să nu le mai piardă. I-am tot luat și le pierde, efectiv. Bine, și noi mari le pierdem, dar aminte ea care are 2 ani și 3 luni. Bun. Am mai luat o minge de fotbal. Trebuia să fie cu negru pe aici, dar nu am găsit. Era raftul gol. Și am găsit așa cu verde și i-am luat cu verde. Este tot pentru un cadou. Să o punem într-un cadou. Așa. Mi-am mai cumpărat umeranșe din acestea. Sunt din metal. Sunt foarte, foarte subțiri. Sunt 10 pe set. Și am mai luat din Jumbo și chiar mi-au plăcut. Sunt bune pentru tricouri, pentru că sunt destul de subțirele și chiar sunt ce trebuie. Singurele globuri albe pe care le-am găsit și care nu sunt de fapt albe intacte, sunt cu ceva accesoriu auriu. Acestea. Acestea. Astea sunt singurele globuri albe pe care le-am găsit în tot magazinul. Cum e posibil, nu-mi explic. Și foarte scumpe. Foarte scumpe. În fine. Am luat un globuleț special pentru mine. Și arată cam așa. Este o balerină. Și cică asta sunt eu. Arată foarte, foarte cute. Îmi place mult, mult de tot. Și chiar am luat-o special pentru mine. Deci ornamentul ăsta, chiar dacă a costat puțin mai mult,
L-am vrut special pentru mine. Am vrut să găsesc ceva și pentru bebe să avem un brad, dar n-am găsit. Erau doar soldății din aia tip London, dacă știți ce zic, dar lui bebe nu i-au plăcut și n-am luat. Ce mi-a mai plăcut iarăși foarte, foarte mult au fost aceste steluțe 3D, mai exact, care arată cam așa. Destul de scumpicele, ce-i drept, dar chiar sunt de efect, zic eu. Și chiar arată bine. Așa. Dacă se dă un focus. Am luat doar 4 bucăți. Eu zic că arată destul de frumușel. Chiar arată destul de bine. Mamă, ce-am făcut? Nu vreți să știți ce-am făcut aici. Nu m-a lipit ce-am făcut. Efectiv, pe toată canapeaua. Am mai luat zăpadă. Artificială. Așa. Vrem să facem o nebunie cu bradul. O să vedeți pe vlog oricum. Pentru mine și pentru bebe am luat 2 păhărele din acestea cu ho-ho-ho. Mi s-au părut foarte simpatice, chiar mi-au plăcut mult de tot. Și am zis că haide să luăm 2 păhărele pentru mașină când plecăm la munte. Sunt foarte, foarte cute și sunt din plastic. Iarăși, pentru mine să zic așa, am luat 2 globulețe foarte, foarte cute. S-a agățat. Nu știu de ce tot se tot albește camera, deci efectiv nu-i mai dau de cap la camera asta, mai tare am stricat-o. 2 globulețe așa cu puf și cu un îngeraș. O să vi le arăt și de aproape, o să iau camera și o să vi le arăt. Sunt simpatice. Doamne, cât scripici am făcut de la steluțele astea, n-aveți idee ce am făcut aici, dezastru. Mai avem aici un globuleț unde vrem să punem o poză cu bebe Anais, să fie globulețul ei. Am mai luat un ulei parfumat cu aromă de vanilie. N-am mai încercat din acesta din Jumbo și am zis că vreau să încerc. Și cam atât. Cam acestea au fost produsele. Mă mir că au fost atât de puține, dar v-am spus, efectiv, nu am găsit ce am avut eu nevoie. Și e foarte șocant. Am fost foarte supărată, sinceră să fiu. Încă sunt. Am mai luat o ciocolată cu lapte și căpșuni și am mai luat un pachet de biscuiți, pentru că mi-era mie foame și n-aveam ce să iau. Și cam atât. Și avem așa, pungă Jumbo 1,30, minge 8 lei, ulei aromat 5 lei, spray zăpadă 20 de lei, stea 32 de lei per total, umerașe 10 lei, biscuiți Oreo 5 lei, globuri albe set 6, 40 de lei, setul a fost 20 de lei, set geantă 15 lei, setul acela pentru bebe Anais, instalație 50 de lei, balerină Crăciun rochiță 15 lei, glob Crăciun 7 lei, pahar cu Merry Christmas, de fapt e cu ho-ho-ho, nu cu Merry Christmas, 8 lei, ornament Crăciun înger 10 lei, fustă 25 de lei, ciocolată cu căpșuni 4 lei. Total 250,26. Acesta a fost totalul din Jumbo. Am scăpat ieftin, ce-i drept, față de anii trecuți. Chiar am scăpat ieftin, dar efectiv nu mă așteptam să nu găsesc nimic. Efectiv n-am găsit nimic pe alb. Totul era pe roșu, pe roșu, pe maro, pe gold, pe galben, pe orice altceva, dar mai puțin alb. Șocant, sincer. Până și globuri negre am văzut. În fine, vreau să vă arăt din aproape și ornamentele acestea, pentru că nu cred că le-ați văzut atât de bine. Aceste globulețe sunt foarte, foarte simpatice, foarte, foarte cute. Mi-au plăcut mult, mult de tot și am luat 2. Am mai luat, bineînțeles, spray. Rochița noastră arată cam așa, rochița din tiul. Așa arată steluțele, sunt foarte, foarte drăguțe. Avem acest set pentru baby Anais. Păhărelele acestea pentru mașină. Când mergem la munte, foarte, foarte simpatice, mi-au plăcut mult, mult de tot, dacă nu erau din plastic, erau perfecte. Globulețul acesta pentru a-l personaliza, știți că anul trecut am avut în brad unul cu mine și cu bebe, acum am spus să-i luăm unul lui bebe Anais. Și globulețele acestea care arată cam așa și cam atât, dezastru. Dezastru. Părul meu plouat, care nu mai stă niciun fel. Mâine mergem să ne scoatem extensiile. O să fie tare dubios, dar sunt curioasă cât de lung este părul meu în momentul de față.
am mâncat, acum vrem să ne facem o baie, să ne băgăm la un film și mâine o luăm de la capăt cu un nou episod din seria noastră de Vlogmas. Sper că s-a filmat bine, că altfel înnebunesc. Vă pup!